sari iubită, apreciată și cineva tare drag dumneavoastră să vedeți să vă bucur în această seară. Și mă rugați cel mai frumos buchet, coșuleț de flori, dar aici în coșuleț este un plic. Ceva acolo mani-mani. Ceva și trebuie tăi una, nu strică niciodată, așa? Aici să aveți grijă, e un plic niște bănuți. Un tort pentru masa de sărbătoare, deja îl pot țineți așa, îl transmiteți la masă. Și o șampanie pe care scrie dor acolo. Dor, dar ce dor, fiindcă e din departare mesajul. Și felicitarea. Din departare. Și nu numai o să vedeți, dar poate v-ați priceput? V-ați priceput cine poate să fie? Așa, sărioară mie. Numai atâta milă v-a rămas, așa? Nu plângeți. Nu plângeți. Doamna Lucia. Soră dragă, la mulți ani, primește a mea felicitare. Astăzi 60 de trandafiri ai adăugat la buchetul vieții tale. Ești sora mea mai mare, 4 copii am fost în total, dar am rămas numai noi două sub soare. Frații la ceruri au plecat, părinții la fel nu avem în viață. Eu sunt departe în Israel și trebuia să fiu și eu astăzi acasă, dar uneori în viață nu este așa cum vrea. De 3 ani nu ne-am întâlnit, dar în curând vom fi aproape. Așa cum de mult ne-am dorit, îmi este dor de tine foarte. Îmi este dor de copilărie, care modestă și simplă a fost. Fără multă avuție, n-am trăit în puf, dar curat și frumos. Am trăit după posibilități, iar părinții ne ruau rochii tot una. S-a mai întâmplat hainele tale, sport, cu toate că erau mai mărișele, dar erau de la sora mea bună. Înainte nu era așa fudulie. Dacă mama îți cumpăra ceva și nu-ți plăcea, mi le luam mie, cu mare drag eu le purtam. Fiind sora mea mai mare, multe lucruri de la tine am împrumutat, iar când a venit ziua în care trebuia să mergi la învățat, eu a trebuit să te înlocuiesc, să fiu de ajutor mamei, și pe lângă casă trebăluiesc. Și iată tot așa treceau anii și de când ai plecat ai devenit matură. Iar peste un timp te-ai căsătorit și ai devenit gospodină, apoi o mamă împlinită ai devenit. Ai dat naștere la 4 copilași, iar la vârsta aceasta frumoasă ești bunic cu 4 nepoțele drăgălașă, doar că nevoile iată ne-au alungat de acasă. Am luat drumul străinătății, copilașii să ne putem ajuta. Ai fost și tu aici, dar din cauza sănătății a trebuit să te întorci la casa ta. Astăzi vreau să-mi cer iertare că lângă tine nu am fost atunci când ți-a fost greu cel mai tare. Te rog, surioară, să mă scuzi. Aș vrea ca în această zi specială de aniversare mult sănătate să-ți transmit, să ai bucurii mari de la copilași și nepoței scumpi, să fii puternică și fericită și împlinită zi de zi, de la cei dragi, de cei dragi să fii iubită, să-ți realizezi orice vis. Această surpriză este din partea surioare tale Maria și de la fiul meu Ilie și tinerile Sașa și de la fiul tău Lilian care este în armată și din partea la amândoi tineri care se numesc Vania și toți, adică toți, eu și toți au participat, unul mai știa să găsesc casa, toți copiii se alătură la felicitare, tineri, nepoții, toți, eu cred că toți am numit așa, ei sunt foarte mândri, au așa o mamă, o soacră, o soră în primul rând, o bunică. Sunteți cu sufletul mare, să vede, doamna Lucia, și Dumnezeu a avut grijă de dumneavoastră și vă iubește Dumnezeu și totul va fi bine. La mulți ani vă spun, își vrem să transmitem cuvântul, noi înregistrăm acest moment, ce vreți să-i spuneți surioare și la toți cei care au organizat surpriză? Și care mă stimează, și la copilașii mei, și la nepoței mei, la jinerii mei, o să luăm în acest scumpă, care o am, o să te lumii, nu mai am. Mulțumesc la toți și vă iubesc atât de mult, nu știu cum sufletul meu, atâta dragoste este și pe toți îi iubesc. Mi-a slupâit, iar cam mi-a slupâit. Iubește!
Cam ia să te lucreze. Toată lumea așa iubiți și iubiți de toți copilașii și nepoții. Vă mulțumesc frumos, scumpii mei, dragii mei, prietenii mei, care v-ați adunat în băgrada mea, cu mădrii mei, la toți. Vă iubesc și vă mulțumesc din tot sufletul. Surioară dragă, scumpă, din parte aici de aici. Eu te cumpăr. Te sărut cu cuvintele mele, dragi, dar aș vrea să fiu aproape de tine, să ne cuprindem, să stăm la masă. Părul meu, la niște ani, 60 ani mei, am vrut să fie alături de mine, dar așa este. Da. Îmi mulțumesc din suflet și dumneavoastră și tuturor care m-a felicitat atât de frumos. Dragii mei, vă iubesc încă o dată. Dumnezeu să ne păzească pe toți de tot ce este rău. La mulți ani la toată lumea! Doamna Lucie, eu vă mulțumesc tare, sunteți doamne și suflet mare aveți și aveți ca o pâine sufletul dumneavoastră, așa să-l păstrați mereu, fiindcă asta ne face cunoști la suflet și la chip.